Onoare uscita a trupei de teatru din culise a Casei de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin. După marele succes pe care l-au înregistrat cu piesa Farsa actorului Patren, jucată în luna iunie acestui an, membrii care fac parte din trupă vor fi prezenți în acest weekend la un festival național de teatru ce va avea loc la Mediaș. Avem o invitație de la Direcția Județeană Mediaș să participăm la un festival care se derulează pe perioada 11-13, un festival național de teatru a trupelor de amatori și bineînțeles că am răspuns prompt la această chemare și mâine ne vom deplasa acolo și vom juca această piesă care este o piesă de suflet a noastră și a tuturor celor care au contribuit la ea. Acesta nu este însă ultimul loc în care își vor prezenta rodul muncii de un an alături de profesioniști din domeniu. Vor urma provocări interjudețene la care reghinenii iubitori de teatru vor fi prezenți, iar pe viitor nu vor rata nicio șansă de a-și expune munca și pasiunea. Concursul interjudețean de teatru de la Bacnea, organizat de Centrul Popular de Creație din Târgu Mureș și ulterior, bineînțeles că găsim și alte alternative în care să putem să ne exprimăm, având în vedere că s-a muncit destul de mult la această piesă. Cereri sunt și vedem unde se și concretizează. Calitatea a ceea ce fac membrii trupei de teatru din culise s-a îmbunătățit semnificativ în ultimul an, de când colaborează cu profesioniști din domeniu. Invitația de a participa la astfel de festivaluri nu poate decât să îi bucure și să îi onoreze. Ultimul proiect denotă și mai mult decât atâta, ne aduce O performanță extraordinar de mare a acestei trupe care o ridică undeva la nivel profesionist, ceea ce au argumentat unii dintre specialiști în domeniu, spunând că avem o calitate destul de importantă în ceea ce privește teatru. Aduce multă bucurie, satisfacție și până la urmă unul cel mai important lucru este împlinirea acestei munci de un an a fiecărui actor în parte și nu numai. Piesa Farsa actorului Patren a fost jucată pentru prima dată în luna iunie, atunci când sute de reghineni au umplut sala de spectacole a Casei de Cultură a Tineretului George Enescu.